Așa, da, dragilor, continuăm lecția. S-a întrerupt din cauza faptului că bateria s-a descărcat. Să legăm cu problema anterioară. Deci am ajuns la ideea că ce ar fi să compunem noi o problemă mai dificilă decât cealaltă. Și anume, 4 ore am lăsat tot cu trenul și 6 ore cu vaporul, cât să facă? 4 ori 36, parcă au făcut 144. Da. Deci 144. Trebuie să aduncă 144. Că noi am lăsat viteza 36 și 17, da? Da. Deci 144 plus, cât ți-o dat aici la 76 ori 6? 6 ori 7. Hai, dumă. 76 ori 6, 82. 6 ori 7? 42. 42. 2 și 4. 6 ori 6. 6 ori 6 și cu 4, 106. Da? 10. Deci 102 km. Deci 102 sub 144 și adun 4 cu 2, 6. 4. 246. Deci 246. Așa modificăm, nu 280, 246 km. Deci, primul turist, sau cum se spune, primul, mă rog, merge cu trenul atât și 4 ore cu trenul și 6 ore cu vaporul, face 246 km. Al doilea, merge 6 ore cu trenul și 4 ore cu vaporul. Și 4 ore cu vaporul. Și? Știm că vaporul are 17, cum am la noi. 102 minus 34. 102 minus 34, că tu nu vrei să-ți mulțești 17 cu 4 și faci 102 minus 34. Și cât face? Nu mai pot. Dacă ține mai bine așa, 68, cumva? 68. Da? 68. Deci am răspuns cu vaporul 68. Da. Dar cu trenul. Cu trenul e același lucru. Nu, 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 că sunt 46. Și-au lăsat tot 46. Da, da, da. Se va afla noi pentru a modifica numărul ăsta. 32 nu mai este același. Nu e același. Nu. Uite, să vedeți că alt număr de pe. 6 ore cu trenul. 6 ore cu trenul. Nu știu, amintești că aici ne-am făcut amândouă. Da. Păi și aici facem tot amândouă. 6 ori, câte ori, 36. 6 ori 6. 36, parcă 36 era la 3, nu? 6 ori 36, când vine 6 ori 6, 36. 6 ori 3, 18. 36. Da? 36 plus 18. Cum vine? Hai mă, fă-te-o repede. 36 ori 6, ca să nu mai pierd eu timpul, că mă încurc aici tot timpul. 126. 126. Deci 126. Da, e bine? 126. E bine? 6 ori 3 face 18 și mai avem una înainte. Deci 6 ori 6, 36. 6 ori 6. 36 și 3. 3. Da. 6 ori 3. 18 plus 10 și cu 3. 21. 21. Dar noi ne gândim așa, mă, dacă într-o oră faci 36 de kilometri. Aproape de 40. 6 ori 4, 240. Se trec peste 200. Deci mă gândesc foarte bine. Cum se cheamă? Nu? Anticipez rezultatul. Deci anticipez să văd cam cât ar da. În concluzie, cât trebuie să spun aici? 218. 16, da? 216. Și cu 68. 8, 4. Hai, adună repede. 68. 8 plus 6 este egal cu 14. 4 și nu ne ține. 11 cu 6, 7 și cu 1, 8. 8. 2. 284 de kilometri. Iată, problema formulată de noi sună așa. Un turist merge o bucată de drum cu 4 ori cu trenul și pe urmă cu vaporul. Și face în total 246 km.
În altă variantă, un alt turist merge 6 ore pe trenul și 4 ore pe vapor și face 284. Să se afle vitezele celor doi. E mult mai complicat. Foarte complicat. De ce? Înainte am văzut diferența. De unde vine viteza mai mare? Diferența de spațiu, de care e distanța. De unde vine asta, diferența asta? De kilometri. Venea că asta făcea cu două ori în plus față de asta. Că aici era egalitate. Dar acum, ce ne facem? Ce ne facem? Ne-am pus să rezolve. Mario. Nu eu. Cum? Cine a propus-o? Eu. Hai, Mario, hai să vedem. Eu. Hai să facem o șmecherie, Mario, ne uităm aici. Și facem o șmecherie să fie egalitate. Ca să fie, hai, cum a fost aici, să fie aici egalitate. Dar ce, cu cât se înmulțesc eu pe asta toată, șmecheria asta, și pe cât asta, să fie la același lucru aici. Păi numărul de 6 și 4 este același lucru cu 3. Păi nu, ca cifră, în loc de 6 și de 4 să fie aceeași cifră. 5 și 5. Păi nu pun eu 5 și 5. 5 ori 6, 30, 5 ori 4 să fie aceeași cifră. Și să dea sus același rezultat. Păi... Pe 6 cu cât să lămulțesc eu și pe 4 cu cât să lămulțesc să dea aceeași rezultat. Doi ori 6, cât face doi ori 6? 12. Dar 4 ori 3? 12. Eu zic că 12 poate fi o cifră foarte ușor de obținut. Deci dacă înmulțim totul sus, nu merge numai 4 ore, 6 ore și face 246, ci merge de 2 ori mai mult, adică 8 ore, 12 ore și câți kilometri va face aici? Când merge 8, 12, câți kilometri va face aici? De 2 ori mai mult. Ori 2. Iar dacă merge în 4 și 6, face 246. Dacă merge 8 și 12, așa. 490 de. Da. Rezultatul, dar pe mine mă interesează să spui dacă mergem de două ori mai mulți și atâta, și kilometrii vor fi mai dublați. Dublați și kilometrii. Că mergem de două ori mai mult. Nu mergem mai 4 ore și 6, ci mergem 8 ore și 12 ore. Deci transpunem problema în noua situație. Noua situație. Deci când nu avem la fel, așa. Ne gândim, nu? Da. Ne gândim bine. Ne gândim bine să vedem ce șanse avem ca undeva să fim același lucru. Ai înțeles, Mariu? Da. Deci, înmulțim toată asta cu cât? Am zis tot. Cu 2. Deci, 2 cu 2 peste tot. Bun. Deci, o vom transpune mâine. Câți? 8. 8 ore. 12 ore. 12 ore. Puncte. 492 km. Practic am dublat totul pentru că ne-am dorit noi să fie 12. Dacă ne propuneam să fie 18, mulțeam cu 3 peste tot. Acum, aici cum te-am zis că mulțim? Ca să facem 12. Cu 3. Cu 3. Asta cu 3. Și cât de din ea? 18 ore cu trenul. 12 ore cu vaporul. 12 ore cu vaporul. Și face ce distanță? 4 ori 3, hai. 4 ori 3. 12. 12 ore. 8. Nu am scris. 12 nu le ținem, 3 ori 8, 24 și cu 1, 25 și 2 le ținem, da. 3 ori 2, 5, 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. Cât a fost? 852. Așa, 852, da? Kilometri. 852 km. Și acum ce fericiți sunt! Cam egalitate undeva. 12 ore și 12 ore.
Sunt cel mai fericit. Și acum 10 ore că... Asta e! Și acum repede se vede în diferență. 10 ore de mers cu 10 ore de mers cu trenul înseamnă 10 ore de mers cu trenul înseamnă 852 minus 492. Care înseamnă? 360 de kilometri. Dacă în 10 ore faci atâta, apoi într-o singură oră? Mai bine fac 360 împărțit la 2. Nu la 2, la 10 deodată. Păi foarte ușor. Când am mulțit cu 10, ce am făcut? Când am mulțit, am pus 0 la sfârșit. Acum 36, sigur că da. Deci rezultă că viteza trenului este egal cu 360 împărțit la 10 și egal cu 36 km. Oh, a ieșit! A ieșit! 36 de km. Și mai rămas acum să vedem la tren care e de așa, de ușor de făcut. Adică pentru tren am făcut-o, pentru vapor. Vapor. Por ne ducem aici, cu deci por ne ducem sus, în cu oricare relații, dar pornim așa. 6 ori 36. Ca să vedem cât o mers cu trenul. Hai să zicem. Deci cum vom spune? 6 ori 36. Da. Sus, când aveți răspuns acolo. 6, 6, 36, 6, 3 ține. Da. 6, 3, 18, cu 3, 20, 26, în 6 ore. Da. Aici. Da. Deci zicem ce? 36 ori 6. Da. Da? 4 ore cu vaporul ne dă 284 de kilometri. Da? Acum am fost să răspungea? Da. Am calculat 36 ori 6, ne dă 216. Deci asta face 216. Și acum ce facem? Din... 284 minus 216. Deci din 284, 284 minus 216 și obținem cât? 284 minus 216. Cu 4.600, ne împunem, da. 6 și cu 4, 4 și cu 4, 8, 7 minus 1, 6, da. 2 minus 2, 0. 68 de kilometri merge în 4 ore cu vaporul, cu vaporul. O singură oră? O singură oră, 6 ore. În 4 ore face atâta, într-o singură oră? Viteza vaporului? 68 de kilometri. Așa? Împărțit la 4. Împărțit la 4. Și e cu 17. Cam fost făcut asta, kilometri. Așa cum ne-am luat mai numele, așa am ajuns la ele. Iată că problema... Da, dar am făcut aia de sus. 4 km. Păi, dar tot aceeași. E aceeași problemă, că doar asta când s-a multiplicat... S-au multiplicat și numărul de kilometri. Da, profesor, că așa am făcut 4 ore cu vaporul, l-am mutat la 4 ore cu trenul, l-am mutat la 4 ore cu vaporul. 6 ore cu vaporul, l-am mutat la 6 ore cu trenul. Ce am greșit noi aici? Nu. No. Aici e vapor și noi ce am găsit aici? 36 km cu trenul, nu? Da. Așa, cu trenul a fost. Viteza trenului. Și acum trebuia să spunem că viteza vaporului, dar am făcut bine. Da. Nu? Nu, bine, pentru că am zis 6 ore cu tren, cu... Deci viteza trenului, 4 ori 36, ne-a dat nu știu cât acolo. Ne-a dus la cea de-a doua relație. A doua relație. De ori la prima, ori la a doua, aceeași lucru este. Da? Tot aceeași lucru este. Că cele două relații au lucrat una în alta pentru a ne conduce spre rezultat. A fost mai dificil asta, să recunoaște. Deci, unde a fost dificultatea? Neavând același criteriu de comparație, n-am avut 8 și 8, a trebuit să facem noi rost
prin înmulțirea cu 2 a întregii relații și respectiv cu 3, ca să avem la comparație același lucru și să vedem de unde apare diferența de kilometri. De la mersul, de la numărul de ore mers cu trenul. Și atunci, de aici am văzut foarte bine că cele 10 ore de mers cu trenul înseamnă 360 km. Iată că, într-un singur oră, viteza este cea pe care am descoperit-o. Concluzia, mai una. Bă, tu ți-ai am pus... Ți-ai propus... Am mai găsit. Ți-ai propus să... Da. Nu? O face, e problema pe care o cere el. Mai, n-am cum. Clientul nostru, elevul nostru, cum să spun, elevul nostru, stăpânul nostru. Nu pot să... N-am voie. Fii atent, n-am voie să zic nu. Eu trebuie să mă duc până la capăt. Așa te rog. Știi de ce e fericit? Pentru că lasă că să mă ține minte. Mi-a dat de minte de acasă. E încercuită, e Xerox. Un Xerox. Problema 11. Un Xerox copiază în 21 de secunde 3 pagini. Deci, în 21 de secunde, cât copiază și 3 pagini. 3 pagini copiază. E format A4 și 5 pagini de format A3. Deci 3 pagini de format A4 și 5 pagini de format A3. În 21 de secunde. Știi că același Xerox face în 33 de secunde. În 33 de secunde face 9 pagini A4. 9 pagini A4. Și 5 pagini A3. 5 hai să le las așa, să le pun tot punctate. Puncte, puncte, aici, 5 pagini, A3. Și aici, să spunem, tot 5 pagini, A3. Calculați câte secunde copiază Xerox-ul. 9 pagini format A4 și 6 pagini A3. Deci, știind asta, mi se cere câte secunde să pun aici. Nu știu. Încât să facem 9 pagini de format A4. 9 pagini de A4. Și 6 pagini de A3. N-am putea înțeles, dar mai mă strădui. Să mă strădui repede, da? Am clientul de la clasa a 7-a, care David a 7-a, nu? David așteaptă... O să la spate așa, da. Să fac problema repede. Hai să vedem dacă pot repede. Dar dacă n-am să o pot repede, o fac și mai încet, nu? Da. Deci 21 de secunde consumă pentru 3 pagini A4 și 5 pagini A3. Același Xerox. Mai multe secunde. Mai multe secunde pentru 9 pagini A4 și 5 pagini A3. Stop, nu am până aici. Ce îmi spune mie? Că el alocă mai mult timp acum pentru A4. Că 5 și 5 sunt la fel. Câte secunde te rog să urmărești tu, Mario? Câte secunde în plus dintre 33 și 21? 33 și 21? 15. 12 secunde. Consumă 12 secunde pentru câte pagini de A4? 6. Deci din cele două constatăm că rezultă că 12 secunde
puncte, puncte pentru 6 pagini A4. Asta înseamnă că pentru o singură pagină cât consumă? Dacă 12 secunde pentru 6 pagini. Pentru o singură pagină? 3 împărțit la 9. Nu, dacă 12 secunde pentru 6 pagini. Pentru o singură pagină câte secunde? 2 secunde, sigur că da. Adică pe 12, totalul de secunde, împărțim la 6 ca să vedem cât consumă pentru o singură pagină. Deci rezultă că vom avea 12 împărțit la 6 egal cu 2 împărțit la 6, da? Egal cu 2 secunde pentru A4. Da? 12 secunde pentru A4. Acum, ca să aflu, pentru A4 știu cât face. Da. Deci pentru A4, pentru o singură pagină de tip A4, știu că face 2 secunde. Dacă aș afla și pentru A3, atunci aș înmulți pe 6 cu, aici cu 9 cu 2, și aș afla cât timp alocă. Pentru toate astea. Cum să aflu eu cât timp consumă pentru o pagină A3? Nu știu, pagina A3 este de 2 ori decât A3. Deci pentru o singură pagină A4 cât consumă? Am aflat. 2 secunde. Pentru 3 pagini? 6 secunde. Deci aici, asta am consum, de 6 secunde. În total au fost 21. Cum aflăm pentru... Până la 21 cine consumă? De la 6 până la 21, cine consumă timpul ăsta? 21 minus 6, adică 15. 15 vor consuma? Cine? 5? 5 pagini 3. Exact. Deci vom avea aici 15 secunde pentru 5 pagini A3. Atunci rezultă o că o singură pagină... Cât face mai? O singură pagină... Dacă 5 pagini consumă 15. O singură pagină? 15 împărțit la 5. Deci, 3. Deci 15 împărțit la 5 egal cu 3 secunde pentru A3. Da? Apropiați. Da? Deci pentru A3. 3 secunde. 3 secunde pentru A3. Păi mă, dacă am găsit cât e pentru A3, știu și pentru... Deci pentru A3 știu cât e, da? 3 secunde. Cât va însemna cele 6 pagini? Dacă una pentru o singură pagină 3 secunde? 6 ori 3, 8. Deci timpul total alocat aici este 6 ori 3 egal cu 18 secunde. Iar timpul alocat aici, că dacă pentru o singură pagină 2 secunde, Pentru 9, 18 secunde pentru cine? Pentru A4. Și care-i tot timpul total pentru cele 9 pagini și 6 pagini? 18 plus 18, 36. Deci răspuns corect? 36. 18 plus 18 egal 36. Cu 36 secunde. Foarte bine v-ați descurcat. Care a fost mecheria aici? Hai să vedem. Imputil. Da. Care a fost șmecheria? Că am avut comparație. Da. Și ne-am dat seama că diferența de timp aici se consumă. Deci autorul aia a fost drăguț. A fost drăguț. Când ne-a lăsat o comparație, da? Adică aveam cele pentru A3, știam. Erau aceleași. Exact. Și atunci am văzut diferența și ne-am dus pe A3 deodată, pe A4, pardon, și cu A4 știut, am locuit și am aflat pe A3 și cu A3 și cu A4 știut, ne-am dus aici și am găsit timpul total. Foarte drăguț. Deci problema comparației, așa se sunt probleme cu metoda comparației. Când autorul e drăguț și ne dă într-un colț, într-o parte, același lucru,
Da? Vedem unde, unde vine surplusul și ne dăm seama. Și dacă nu-i drăguț autorul, ce facem? Dacă nu-i drăguț, autorul nu-i drăguț, facem noi rost. Facem rost, să facem același, într-una din criteriul de comparație acolo. Pentru cineva să fie același lucru. Da? Pentru contextul problemei acelea. Da? Să fie același lucru. Să avem același, nu, aceeași cifră aici. Să vedem surplusul de unde vine. Să comparăm. De aceea se cheamă metoda comparației. Da. Da. Cât timp am luat? 5 minute. Da. Să zic că nu s-a terminat așa. Dacă vreți să faci o sinteză. Da, faci o sinteză, ok? S-a făcut și parașezul. Da, ok. Ce a fost acolo? Prima problemă aceea cu 1111. Înmulțirea cu 10. Așa. Înmulțirea. În... mulțirea, împărțirea, unui număr cu 10, 100, 10, 100, 1000, aproape, da? Da. Cum se mulțește, cum se împarte, acolo am alt spus. Determinarea, determinarea unui număr în condiții impuse. Adică am determinat numărul acela, 101, nu? Am închistat. Și am și discutat aici, am propus unele probleme, am discutat și așa. Urmă am trecut probleme prin metoda comparației. Probleme prin metoda comparației. Ei, dragilor, am ajuns până aici, dar să vezi ce urmează pentru tine. Ce a fost pentru mine, s-au văzut. Mi-a fost, nu mi-a fost ușor, dar știi, vine și timpul meu acum. A fost al tău, vine al meu. Ți-am dat de la pagina asta unui bifatul, prin metoda comparației, primele 5 probleme. Wow. 1, 2, 3, 4 și 5. Ele sunt mai ușurele la început. Sigur că da. Poți să începi acum, exact. să începi să te gândești. Îți fac teme, așa. La revedere, să nu uita de like și share, să vă abonați aproape online. La revedere. Băi, și să spun la prieteni și așa mai departe, mai uitat chestia asta. Cu cât spun la mai mulți, cu atât e mai bine pentru prietenii noștri care vor intra în direct. La revedere.